Peste 200 de sportive vor face parte din program vara aceasta, handbalistele desemnate cea mai bună jucătoare a partidei, precum și cele alese în echipele ideale ale turneelor desfășurate, urmând să fie incluse în proiect. Printre acestea se numără și Andreea Popa, centrul național Under 19, jucătoare transferată în această vară la CS Minaur Baia Mare, care a fost desemnată jucătoarea meciului România-Norvegia de la europenele desfășurate recent.